Legendele Premier League. Astăzi discutăm despre un jucător senegalez care a lăsat o amprentă importantă la Liverpool și implicit în fotbalul englez, în Premier League. Vorbim despre Sadio Mane, o rană de dată oarecum recentă pentru mine, plecarea lui, dar așa este în viață, trebuie să se mai schimbe echipa, că altfel intrăm în rutină. Florin Gardo și Ilie Dumitrescu alături de mine, vorbim despre Sadio Mane. Apropo de asta, la un moment dat, chiar și jucători importanți trebuie să-și găsească un alt drum, nu? Și e bine, e sănătos, inclusiv pentru el, inclusiv și pentru echipă, nu? Mi se pare o naturalețe în schimbarea asta. Dacă și momentul când decizi să părăsești un club de mare ținută și un club important din Europa, din lume, cum e Liverpool. Dar nu știu, cred că e și un sentiment ăsta de aprobare și, cum să spun eu, de respect față de un jucător care, într-adevăr, s-a ridicat, s-a ridicat la un nivel... aprobat în momentul în care există interes pentru tine, nu? Nu. E o aprobare din partea fanilor, din partea clubului. De aprobare. Eu sentimentul ăsta că aprob că un jucător și-a făcut datoria și că e momentul să schimbe. Pentru că el a câștigat campionatul cu Liverpool, a câștigat Champions League, League cu în perioada asta cu Klopp. Adică un caracter extraordinar, un jucător modest, umil, dar cu o mare personalitate în joc și a pus amprenta în jocul echipei. Un jucător polivalent, pentru că Mane este un jucător care își dorește orice antrenor din lume. Poți să joci pe orice joacă post pe în față. Cele trei poziții din față, adică și nouă fals, și extremă stângă, și extremă dreaptă, marcator, o capacitate de efort foarte bună, să acopere zonele, super disciplinat. Adică el se întoarce de la Cupa Africii, câștigă Cupa Africii cu Senegal și la trei zile intră la Liverpool. Adică un jucător super profesionist, că tu ca antrenor îți pui o bază extraordinară, că omul ăsta după meci s-a dus, s-a odihnit, a mâncat, s-a vitaminizat, s-a odihnit și își dorește foarte mult să revină să-și facă treaba la echipa de club. Și atunci avem și momentul ăsta în care, știi cum e, intervine și dorința jucătorului până la urmă. Dar sentimentul e ăla că, domne, Mane și-a făcut treaba, el rămâne în istoria clubului și merită tot binele din lume pe mai departe. Asta, bineînțeles că au existat speculații că nu se mai existau frecușuri cu Mo Salah și de-aia... Na. Păi știi cum e că nu cred, pentru că asta există competiția, eu stai în interior fiecare jucător să fii tu cel mai bun, să fii cel mai apreciat, că-ți dorești, dar cred că Mane a dat dovadă de altruism la cel mai înalt nivel în relațiile de joc cu invers, nu știu, și Salah și la fel și... Nu mi-a lăsat impresia asta. Și plus că mai vine și chestia salarială, da? Că până la urmă, probabil că... și zvonul ăsta că vrea să plece provine și din zona asta, că nu s-au înțeles sau nu au ajuns la un numitor comun și din punct de vedere salarial cu clubul. Dar, repet, pentru mine, Mane, disciplină, personalitate, jucător ideal pentru orice antrenor. Poate și faptul că, să zicem, poate Liverpool s-a concentrat mai mult să-i prelungească lui Mo Salah și atunci știau că vor face un efort și atunci poate nu era atât de important. Și ultima chestie, ei nu i-au dat drumul lui Mane până l-a semnat pe Darwin Nunes. Așa, da. Da, deci cumva s-au acoperit. Dar, repet, rămâi cu sentimentul ăla că omul ăsta și-a făcut treaba. Poate și că face parte din istoria clubului și că în orice moment poate să... și cum e, all the best. Adică toată lumea îi spune all the best pentru ce ai făcut, tot binele din și bineînțeles că și el urează cu Liverpool același lucru. Da. Dar hai să ne separăm că a ajuns cât am stat împreună. Ce fel de atacant e Sadio Mane? În Premier League. Primul lucru pe care el mi-a fost coleg la Southampton, adică dintre toți jucătorii despre care discutăm, pe el îl cunosc cel mai bine.
cunosc și la nivel personal. Ce telefon avea atunci? Sincer să fiu, nu mai știu. Dar... Nu, dar știi faza cu telefonul. Știu. Da. Mi se pare că la un moment dat a și încercat să scoată în evidență lucrurile astea. Pare, oare dacă cum... a depășit puțin. Mă rog, oricum, da, un băiat foarte simțit și la locul lui. Da, primul lucru pe care l-am remarcat și l-au remarcat cu toții la antrenament, că e sharp. Adică îi ziceau că e foarte ager, se mișcă foarte repede, schimbă direcția foarte repede. Și chiar, da, vin la Southampton de la Salzburg, dacă nu mă înșel, din Austria. Primul meciul lui de debut a fost primul meu meci ca titular la Southampton, un meci... Ați venit în același timp? Da, am venit în același timp, el a venit la vreo lună după mine. Și într-un meci mai cu Arsenal... Mai ții minte că îl luaseră liber sau... Nu, au plătit, dar sume specifice lui Southampton. Sub, nu știu, 10-12 milioane, ceva de genul, parcă, dacă nu mă înșel. Da, și a făcut impactul imediat. A scos penalti în acel meci cu Arsenal, am câștigat 2-1. Ușor, ușor a început să apară tot mai des în primul 11. Și repede a devenit titular de bază. Un lucru, apropo că zicea mister de profesionalism și de faptul că nu prea l-am văzut accidentat, adică joacă mereu. Mi-aduc aminte după un meci în care nu jucasem nici eu, nici el, aveam zi liberă și a spus membrilor din staff că el vrea să vină a doua zi la antrenament și când l-am auzit, a zis, vreau și eu. Pentru că în România nu aveam chestia asta, să vin ziua liberă să te antrenezi. Pentru că avea și omul ăla liber, mă rog, preparatorul fizic sau chestie genul ăsta. Acolo sigur vorbim de cu totul altceva. Dar oamenii de la bază n-aveau liber? N-aveau că liber. Că îi încurcai și pe ei. Da, deci profesionist 100%. Și în tricoul lui Southampton a avut și acel record cu cel mai rapid hat-trick din istoria Premier League. Adică, erați cam de vârstă apropiată? Nu, e mai mic. Mai mic? Tânăr. Da. Nu știu de ce avem... Mă rog, e mai mic, da. Corect, normal că e mai mic. Încă e în floarea vârstei, ca să zic așa, la nivel mare. Probleme ca probleme pe care să ți le pună la antrenament, ce ar fi fost specific așa? Păi nu trebuie să ne zici că mai trebuie să mai ieși și tu în evidență, nu? Dar totuși, cam ce probleme spune? Păi asta era calitatea și este calitatea lui numărul 1, abilitatea de a scoate un om din joc. A devenit virală la un moment dat acel dribbling în fața lui Neymar, când a făcut doar o fentă din corp. Și a luat repede. Era și este super rapid în execuții. Îl vedeai atunci ca pe un star campion? Sincer, da. Da. Am spus și apropo, m-a întrebat lumea de Van Dijk, că a fost un alt jucător care a fost atunci. Ne-am dat seama destul de devreme că cei doi vor fi la echipa de top. Adică n-ai cum să nu observi lucrurile astea când ieși în evidență la acel nivel deja. Da, poate apucăm să vorbim într-un episod și despre Van Dijk, de-aia n-aș mai exista acum, dar chiar sunt curios cum vedeai, adică vedeai clasa la poziționare, la... Cam la tot. De exemplu, Van Dijk, i-aș putea reproșa și acum că nu prea are viteză. Dar are o... Nu are viteză? Nu, eu zic că nu are. Are viteză senzațională. Probabil că are, dar nu lasă să se vadă că o are. Nu, pentru că e foarte mare. În sensul că el e foarte relaxat în ceea ce face. Și el, dacă tu... Impresia mea e că dacă tu sprintează atacant, el alergă tot normal. Împinge foarte bine. O să ajungă. El lasă impresia asta, dar crede-mă. Adică știu pe date. Pe date știu. Și mi se pare că e foarte rapid, că împinge foarte bine. Iar 10-15 metri este extrem de rapid și incomod. Deci pressing-ul ăla de întâmpinare face senzațional. Da, înseamnă că m-am lăsat eu păcălit așa de... Nu, e mare, dar trebuie să nu e, dar e adevărat. Îl simți adică în teren acolo. Dacă mi-aduc aminte de... primeam după meci datele cu kilometri alergați și era mereu la 6.30-7, ziceam, nu se poate, este incredibil. N-aleargă, dar e tot timpul acolo. Pentru că fiind, având și putere, forță și viteză, își permitea să nu mai facă acei pași în plus pe care îi făceam eu, de exemplu, sau un fundaș central care nu are calitățile lui. Și atunci la el dădea impresia că e foarte relaxat, așa acum când aleargă, e la fel. El aleargă, dar zici că
parcă nu se străduiește nu se foarte la maxim. Dar revenind la Mané, el trebuie să facă pașii aia, pentru că are o altă constituție și îi face foarte repede și are o viteză deosebită. Era de atunci un tip, nu știu, modest, la ce spuneam mai devreme? Da, era un tip modest, era și destul de retras așa, nu știu cum e acum sau cum a fost în perioada Liverpool, dar nu prea stăpânea bine nici limba engleză la început și mai vorbea franceză cu vorbitorii de limba franceză din vestiar, dar era un tip foarte tăcut, nu vorbea foarte mult și chiar mi-au aminte la un match, la fel ca și în perioada când eram mister în Premier League, nu se intra în cantonament, veneam cu 3 ore 45 înainte de masă, meciul și plecam acasă. Nu știu, apoi mai târziu a prins trafic și a întârziat. Și trebuia să fie titular și l-a fost scos din echipă, era Ronald Koeman. Și mi-am cam aminte că îl vedeam cât de trist era, evident, regreta că a întârziat. Noi ne întâlneam cu 4 ore înainte și a întârziat vreo 10 minute. Adică nu era ceva, dar... Era vorba de reguli. E vorba de reguli și... Dacă îți dai seama de trafic... Asta se întâmplă și pe la Tottenham și pe la West Ham și niciodată nu s-a luat o măsură asta. Depinde de antrenor, oricum Koeman era foarte exigent. Și în schimb a intrat pe parcursul meciului, am și câștigat acel meci. Cred că a și dat gol și atunci s-au iertat toate păcatele rapid. Toate lucrurile. Sadio Mane rămâne și el în istoria recentă a lui Liverpool, dar nu doar în istoria recentă, pentru că a fost un jucător pentru Liverpool a fost un jucător foarte, foarte util în momente foarte importante pentru câștigarea trofeelor din ultima vreme în era Jurgen Klopp. A fost Sadio Mane, data viitoare ne întâlnim cu o altă legendă Premier League.